Cam așa arată și vechiul setup și ar trebui să arăți și tu vechiul setup. Ok, salutare bună, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou unboxing. De această dată facem un unboxing la noul PC. Cam așa arată vechiul PC și acum o să facem un mic upgrade, mic mare upgrade la PC. Setup-ul este în principal terminat, mai aveam PC-ul de, știți că am vorbit pe livestream-uri. Oricum, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm seria noastră de unboxing-uri, pentru că am văzut că este o susținere super, super mare. Așa că dacă o să strângem la acest episod peste 500 de like-uri, o să continuăm seria. Deci, haideți să nu mai vorbim și să începem unboxing-ul. O să începem prima dată, aici avem cutia cu componentele. O să luăm aici mini carambitul ăsta și o să desfacem. Așa. Aici avem cutia cu componente ca să vă, în principal, să vedeți și cam ce componente am pus. Multă lume o să-mi zică că de ce am trecut pe AMD în loc de Intel, dar o să vă povestesc și exact de ce și cred că o să facem și niște teste. Stai că asta cred că se scoate, cum se scoate? Asta cred că se scoate, cum se scoate? Hai cu aia așa direct, cu nimeni. Dăm direct. Și... ok. Așa, gata. Deci, avem prima fază aici, placa de bază. De la MSI X470 Gaming Pro, compatibil cu Ryzen, pentru că deja știți că avem un Ryzen 7 aici, 2700X-ul. Aici avem sursa de la Seasonic, de 620W. O să aveți toate componentele în descriere, o să aveți în principal wishlist cu descriere în afară de placa video, pentru că placa video nu am luat-o de la PC Garage. Aici avem un GeForce GTX 1080 de la Asus. Am niște chestii mai neinteresante, un Windows 10, pentru că na, avem nevoie de un Windows. Și aici cel mai important, bine, nu știu chiar cel mai important, Ryzen 7. Aici era procesorul, dar acum este în calculator. Și e șmecher că la procesorul Ryzen 7 primi și un cooler. Cam așa arată coolerul. O să vedeți imediat în setup cum arată. Este RGB, este un cooler stock, dar chiar este destul de bun. Hai să trecem acum la PC. Desfacem de aici din partea asta. Perfect. Acum din partea asta. Și dăm aici o... sper că n-am zgâriat PC-ul. Asta îmi trebuia. Aici o dăm foaia asta deoparte, pentru că n-am nevoie de detalii de la factură. Așa. Și cam așa arată fața. Vedeți, aici scrie Segotep. Și acum o să trească să scot ăsta. O să facem aici forță și scoatem ăsta, dar stai că scot altcumva, că o să am nevoie de ajutor. Later. Deci a trebuit să ține cutia ca să nu se zică doar cutia și... One eternity later. Gata! Mi se pare că am reușit. După jumătate de ani? După jumătate de ani, dar am reușit să scoate și asta. Mă, frate, dar... hai că nu e mai... adică față de... adică față de PC-ul ăsta, e o mică, mică mare diferență. Dacă de piticare asta de aici, cum arată ăsta. Deci, practic, abia încape pe masă. Hai să tăiem acum chestia asta care îl acoperă. Să nu tai cumva asta, că după am avut și o PC. Tăiem așa frumos. Și... voi vedeți în principal acum componentele. Cred că o să se vadă componente, eu nu le văd. Și hai să vă spun curios să văd cum arată interior. Hai că se vede. Bă, da, cât de șmecher arată. Hai să scoatem și noi acum folia asta ușor. Și cam așa arată. Nu puteți vedea încă componentele pentru că este geamul așa mai fumuriu, este mai închis la culoare, dar când o să-l băgăm în priză o să vedeți că o să se vadă super șmecher. Aici în spate avem câte porturi avem, cu roșu așa frumos. Puteți face o pauză și să vedeți exact oricum aveți în descriere. Cam așa arată și în partea asta. Și cam așa arată și fața. Hai să scoatem și foliile astea așa de pe față. Avem aici una sus. Și acum una asta mare să scoatem. Aici o să, sunt niște LED-uri. O să vedeți voi cât de șmecher o să lumineze când îl băgăm în priză. Am făcut aici mare nebunie. Uitați câte cutii sunt aici. Am crezut că mi-am luat calculator, dar apare mi-am luat o oglindă. Și pe partea asta, și pe partea asta. Și acum o tranziție mișto. Și cam așa arată. Eu zic că arată super mare. Adică nu mă așteptam să fie chiar așa de mare.
E ciudat că mă văd peste tot. Dar haideți să vedem acum ce se întâmplă dacă apăsăm pe butonul magic. Ok, au pornit LED-urile. Cam așa arată și în interior. Vedeți că a pornit aici și cooler-ul. A pornit placa video. Și văd că chestiile astea fac în toate luminile posibile. Ok, chestia asta cred că o să trească să intru în interior aici. Și o să trească să le dau pe alt mod. Sau abar n-am exact cum o să le fac. Hai să vedem acum ce o să-mi scrie aici pe... Văd că deja mi-a butat aici Windows 10. Văd că pe monitorul ăsta în loc de ălaltul. Oricum arată super șmecher cu chestia asta așa cu cărămizi. Și văd că deja m-a băgat în Windows. Și acum o să mă pun să instalez niște chestii. Aparent am găsit și butonul pentru LED-uri. E aici un mic buton sub USB-ul de 3.0. Și dacă îl apăsăm are diferite moduri. Acum e roșu și se schimbă culorile așa într-un fade. Aici e doar roșu. Aici doar verde, albastru, mov. Are cam toate modurile, bine, nu are toate culorile. Uite, acum are ceva așa mai cum era înainte, un fade. Cred că o să las pe fade-ul ăsta sau o să las doar pe roșu. Ia să ne cum ar sta doar pe roșu. Doar pe roșu, că așa s-ar combina foarte bine. Oricum, culorul ăsta arată super șmecher, deci în interior e așa roșu și în părți. Acum văd că e albastru, oricum e RGB în părți. Deci în PUBG cu toate setările pe ultra avem 124 de FPS-uri. Da, vedeți, nu scade. Suntem acum, nu știu, pe mapa asta de deșert, nu știu exact dacă are o legătură. Calculatorul a început să facă puțină gălăgie. Cred că trebuie să umblu la placa de bază și să mă opresc puțin fanurile să dau mai. Dar văd că nu scade, avem 128 de FPS-uri, 129 când mă mișc totul bine, mersi. Deci urmează acum GTA 5. Tocmai aici am descărcat acum GTA 5 și am făcut aici setările. Am pus cele mai maxim setări. După cum vedeți aici 144 de Hz, totul la maxim, very high, ultra ce se putea. Și acum o să dăm aici run benchmark și să vedem câte FPS-uri o să avem. Deci aparent văd că mai scade și pe la 90, 80 chiar câteodată. Ok. Bă, mie oricum mi se pare super bine pentru că totuși, uite, 115, le-am pus la cele mai maxim posibile și oricum nu o să le las la setările astea pentru că mi se pare prea tare, adică gen, oricum când o să fac streaming o să trebuie să le dau puțin mai jos probabil. Oricum, în concluzie, mi se pare un PC super bun. Adică mi se pare că a trecut oricum destul de bine testul în GTA 5, adică cu setările la maxim, avem FPS-urile astea, cu toate chestiile setările la maxim. Mi se pare că e totul destul de ok. Ok, deci da, lumea, cam atât a văzut cu acest unboxing. Nu uitați, dacă aveți ceva întrebări sau păreri despre acest PC, nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii, o să răspund la absolut toate întrebările sau păreri. Eu am fost Andrei, sper că a fost acest unboxing. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe dacă sunteți pe canal și vă plac unboxing-urile. Eu am fost Andrei și pe am tare v-am salutat. Bye, bye!